Stați că acum aflăm și alte lucruri. Ci că nu, asta cu contribuțiile n-a fost făcută pentru creșterea salariilor. Nu, mă rog, un 2-3% acolo, ăsta e mărunțiș. Nu pentru asta a fost făcută. Ci că face bine la reumatism, da. Și desfundă nasul, aș avea și eu nevoie. Că de 3 săptămâni numai pe nas vorbesc, nu mai pot. Ah, și mai are un efect benefic. Oamenii care au gușă, da, domne, ci că le scade gușa. Dai așa contribuțiile de colo-colo și gata, nu mai ai gușă, minune! Noi n-am făcut transferul de contribuții pentru a crește salariile. Salariile românilor cresc prin cu totul alte instrumente. Noi acest transfer de contribuții l-am făcut în primul rând pentru a colecta mult mai mulți bani la buget, asta însemnând că vom elimina deficitul de pe fondul de pensii și, bineînțeles, vom încasa mai mult la sănătate. Da, tati, asta era, mă, cresc pensiile. Aici era toată șmecheria. Că mulți sunt fraieri, știi? Zic, bă, dacă vrei să mărești pensiile, crești pensiile. Nu, fraiere, nu. Dacă vrei să mărești pensiile, umbli la contribuțiile de la salarii. Păi, da. Asta înseamnă, evident, că vor fi și pensii mult mai mari. Asta înseamnă că vom avea un sistem sustenabil de pensii. Brusc i-a apucat grija de viitor. Da, o dau pe viitor, știți? Nu mai e vorba despre creșterea salariilor acum. Nu, e vorba despre... Dom'le, noi trebuie să ne gândim și la viitor, la ce o să se întâmple peste... Bă, lăsați viitorul, că nu va mai fi niciun viitor dacă n-avem prezent. Noi suntem așa, din trecut, hop, vrem în viitor, direct. Stai, tăticu, uită-te aici, că ne omoară prezentul. Altfel, doamna Olguța a rămas tot amuzantă, cum o știm. Și ce ne dă aici... este suma de 245 de lei și apoi avem 1235 minus 24,5 lei. Mamă, cum se uită! Ce faceți, doamnă? Aveți copiuță? Ați văzut cum se uită pe șestache așa? Lăsați, doamnă, că examenul l-a spicat de mult. Scoateți copiuțele pe masă, nu-i nicio problemă. Acum nu vă ascultăm, doar așa ne distrăm. Ah, și încă ceva. Nenea ăla, plângăciosul roade osul. Mișa, de ce nu joci tu cu demisia pe masă, băiatule? La modul, dacă într-un domeniu vor scădea salariile, eu am plecat. Nu vrei? Stai. Stai, mă, nu plânge, mă. Eu, ca, spun eu, finanțist, eu, ca părinte, dacă vreți, am trei copii, am trei fete. Să vă trăiască. Mulțumesc. Vreau să vă spun că am responsabilitatea faptelor. Stai liniștit, durule, că te-ai bătut cu multinaționalele până ai ajuns cu nervii în pioneze. Băiat tânăr, te milogești să te credem. Convinge-ne cu creierul, nu cu lacrimile.